Acum în Bună dimineața București, pe 98.3 și online pe bucureștefm.ro. Răzvan Bari, Carla Dreams, bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața, bine venit. Trebuie să bine v-am găsit. Bună dimineața. Bună dimineața. Știi că a trecut exact un an? Știi că eu scos statisticile, da, eu țin minte. Nu știu. Data trecută. Anticalendar. Cu vreo două zile diferență, așa că n-ai, știi, diferența aia de an bisect. Am înțeles. Okay. Da, cam aceeași perioadă anului trecut. Anul trecut ce lansam, că nu mi-aduc aminte, cred că Anti-exemplu sau... Anti-exemplu, probabil, Anti-exemplu, da. Lansam aici în studio. Anul ăsta, pe umerii tăi slabi, o piesă frumoasă, care s-a potrivit mănușă perioada astea, domnul Bari, de Dragobete, de 1 martie, de 8 martie. Mănușile se pun pe mâini, nu pe umeri. Ai altă piesă. Da. Ce mai face Carla Dreams? Bună dimineața încă o dată. Bună încă o dată. Bine, am mereu cu nerăbdare aștept orice matinal. Și, da, da, sunt convins. Cu voiciune. Da, am o dispoziție de sărbătoare. Parcă e ziua mea. A venit iarna înapoi, în loc să vină primăvara. Știu că piesa asta pe umerii tăi slabi era pregătită pentru ghiocei, pentru flori, pentru perioada imediat următoare. Domnul Bari, Dacă te dau afară din juriu. Vreau să dau share. Nu de alta, dar nu-mi place să mă aud vorbind de reluare și mai ales râzând, că nu știu dacă am râs atât de frumos. Okay. Dar spune-ne, da. Eu am o dilemă, pe lângă întrebările care tot curg aici pe Facebook-ul București FM, am o dilemă. Cum de ai vocea asta mega, ultra, fantastico-radiofonică? Ce faci? Nu știu, dar tu... Eu? Da. Nu, eu te întreb pe tine. Nu te-ai tentat niciodată să lucrezi la radio? Niciodată, adică nici acum 10 ani, 5 ani? Îmi pare magic radio-ul. Da. Mai magic decât televiziunea. De ce? E puterea cuvântului? E mai intim. E mai intim și cred că e de 10 ori mai greu să creezi imagine. Adică te provoacă să faci niște lucruri pe care le faci mult mai ușor cu ajutorul tehnologiei la televiziune. Da, de acord. Și e mai personal. Și totuși te vedem la televiziune, nu te auzim la radio. Cred că și acolo, și acolo. Vezi? Dar ți-a propus cineva vreodată? În timp, așa? În... Da, sigur că da, dar nu... trebuie să ai și un anumit... Nu trebuie să ai doar voci pentru asta. Trebuie să ai și anumite aptitudini de comunicare. Ba, tu ai. Da, tu ai că... Să te trezești dimineața. Da, asta e prima. Am învățat. Na, poate-mi fac o emisiune, dar ceva răutăcios, nu știu. Serios? Păi trebuie să te băgăm noaptea, dacă... Păi noaptea, mă, nu doar noaptea. Hei... Hei, bună dimineața! Da. Cum a fost la Berăria H? Am văzut că ai avut două concerte acolo. Mai bine decât ne-am așteptat. Adică voi la ce v-ați așteptat? Noi ne așteptam... Noi cumva avem o garanție a unui concert mediu. Mediu? Da, noi garantăm un concert mediu. Concertul mai bun de mediu se întâmplă datorită publicului, de regulă. Uh-huh. Noi garantăm un 8. Un 8? Da, un 8 garantat. Mai mult nu ai cum să faci dacă este... Mă scuzi, eu să iau 8-ul și o să-l întorc la 90 de grade, să iasă infinit, pentru că am văzut că de fiecare dată veniți cu câte două concerte, adică o zi n-ajunge două. Cred că e o excepție. Mai mult noi anul ăsta cumva așa a ieșit că am intrat în niște serii, dar în general anul trecut am avut mai puține concerte decât anul mai trecut, da. Ceea ce e bine și sper anul ăsta să avem încă un pic mai puțin și o să fie perfect. Păi de ce? Mai puțin, dar cu mai multă lume, cu din ce în ce mai multă lume. Da, adică vrem... să fie un eveniment. Da, asta e unul și nu vrem să ne rutinăm ca să fie să ne și pregătim mai bine și e alta și senzația noastră. Măi, la cât de des lansați voi piese, eu nu cred că are interveni rutina. Și asta, da, dar oricum pentru noi superb ar fi să fie, nu știu, 4-5 pe lună. Asta următorul fi... mega, mega, ultra, fantastic concert la arene. La arene, da. Eu foarte rar recomand concerte. De fapt, eu odată pe an recomand concerte. Asta de la arene o să fie interesant. Eu aș merge la arene. Și cam atât. Tu ai merge la arene dacă ar cânta cine? Nu serios. Uite, dacă s-ar anunța 10 concerte la arene mâine, cine ar trebui să fie pe afiș ca să-ți cumperi bilet printre primii? Nu știu, cred că eu foarte mulți artiști, inclusiv și din România, pentru că este interesantă și evoluția în ceea ce se de producție. Ce vin Kraftwerk. Cine? Kraftwerk. Kraftwerk e cu muzica electronică anii 80. Muzica electronică anii 80, nu te pasionează. Sorry. Dar dacă ar merge, dacă ar veni un artist din România, care ar fi artistul din România la care te-ai duce, ți-ai cumpărat primul bilet? Sunt foarte mulți. Cred că la cel puțin vreo 10. Hai, spune-ne unul. Deci măcar. Unul.
aș merge la Smiley la concert. Aș merge la... pentru că mereu e o, e o producție cumva mai complexă, sunt surprize acolo. Aș merge la CTC la concert, la arene. Wow, dar voi ați avut un duel, un battle. Da, dar... Am fost pe scenă. Adică... Dar a fost frumos. Da, a fost... A fost constructiv. A fost true. Da. Așa, la cine aș mai merge cu care au o energie? La Alternosfera aș merge oricând. Da. Iar dintre cei străini, eu bănuiesc că ai merge la Kiss, la trupa Kiss, te zici, my brother! my father! My father! My brother, da. Da, nu știu, nu sunt foarte mult. Ce aduce nou lansarea asta de la arene față de celelalte concerte? Sau față de concertele din ceilalți ani de acolo? Nu știu dacă o să fie ceva, clar că muzică nouă, plus o să lucrăm la producție, regie. E mai grandios acolo. Asta este... Plus că este mono. Plus că este mono, da. O să avem o singură boxă, un singur canal. Serios? Nu, dar mare. Îmi dai seama că e o glumă. Și... Bun, asta. În afară de asta o să... concertul... Sunt trei tipuri de concerte. Sunt concerte foarte intime, concerte medii și concerte mari. Pe care le preferi? Ele toate au un specific frumos. Concertul la arene sunt concert mare. Plus la asta, publicul care vine la arene știe unde vine. Respectiv, atmosfera care este la arene, nu doar la noi, la majoritatea artiștilor care merg acolo, este una specială. Tu nu poți repeta oriunde. Și de asta, da, arenele ne plac. Dar în afară de București, mai există în țara românească un voi? Loc unde ți-a plăcut tare mult? Cum arată? Sunt mai multe. Am de scenic? Sau, da. Ca locație. Sibiu ne-a plăcut anul trecut, Iașu ne-a plăcut, zilele orașului, în general, Campist, tot mi-a plăcut anul trecut. Am văzut că vin oameni în număr foarte mare să vă vadă, mai ales când sunteți voi pe afiș, iar cel care, primarul, de regulă este reales. Întreabă cineva aici prin SMS, câte cruciulițe ai la gât? Eu nu port cruce la gât. Nu am nici lanțuri, nici lățări, nici inele. Dar nu spui la mașină 10 cruci cum ai mai văzut sau CD-uri? Nu? Prefer să practic șofatul decât... Adică... Conduci? Foarte rar. Foarte rar, dar da. Ai o firmă, înțeleg. Sunt conducător, da. De care te mai ocupi din când în când. Conducătorul propriei firme. Da, uite, am înțeles că cei de la Ministerul Apărării Naționale, da, pentru soldații români care vor merge în următoarele misiuni în afara țării, de menținerea păcii, vor lua câteva modele de la voi pentru pictarea feței. Am fi onorați orice pentru securitatea și sănătatea oamenilor. Nu, clar. Acum serios, te-ai gândit, tu pictezi? Pentru că văd că te pictezi foarte frumos. Eu pictez rău, oricine pictează, dar nu, e o chestie de experiență chiar. Experiență, adică, da. Am înțeles. Este doar practic, nu este niciun talent. În afară de muzică, apropo de talente, de muzică, în afară de producție, de toată partea asta care implică muzică și artă în general, ce alt fel de talente ai? Adică te-ai surprins că îți place să faci bine și te și relaxează. Nu. Gătești? Chiar n-am. Gătești? Iarăși foarte rar. Da, îți place când gătești, nu? Eu gătesc foarte murdar, nu știu cum să spun. Noi suntem bărbați, știm, da. Lăsăm întotdeauna chiuveta, chiar dacă facem două ouă, chiuveta este plină, vârf. Nu, mă bucur că I'm not alone. Păi nu, niciodată nu e singur. Asta zic. Nu gătesc, nici nu gătesc des. Dar mai fac moftul uneori. Să știi că m-a întrebat cineva, măi, care este mâncarea lui preferată? Mâncarea proaspătă, de regulă, este... Nu am o mâncare preferată, depinde de orice saturi. Dar preferi aluatul? Că, na, uite, noi aveam aici un studiu, cum că mâncăm 3500 de calorii în medie pe zi și anual vreo 158 de kilograme de făină, că suntem obsedați de patiserie. Este adevărat, asta îmi pare foarte clar, în cont de trecutul nostru. Noi am venit dintr-un trecut, mă rog, ca și toată oamenii, dintr-un trecut... mai sărac. Plus că avem pâinea noastră cea de toate zilele. Asta e tot, care, mă rog, era relevant odată. Plus la asta, ciorba este mâncarea săracului. Da? Da. Dar să știi că e foarte scumpă. Păi, care dintre ele?
În România și la noi ele sunt un pic diferite, pentru că noi am fost influențați și de cultura estică, să spunem. Îmi place bănățeana. Da. Îmi place rădăuțeana. Cino. Da. Chiar dacă suntem la București, ne place aia rădăuțeana. Și ciorba de burtă lunea. Ciorba de burtă nu-mi place. Nu? Nu. Nu-mi place, îmi pare, am mâncat, cred că de maxim două ori. Nu te-a prins. Foarte bună. Îmi pare foarte, foarte periculoasă. De ce? Și foarte greu de gătit. Este greu de gătit. Da. Dar atunci când e bună, da. Da, îți place fobo, ramen, de-astea? Nu știu ce e asta. Trebuie să te ducem. Nu, trebuie, este supa supremă, cea mai bună ciorbă din lume. Okay. Dacă îți poți imagina. Dar aș vrea să o păstrez totuși în vis. Adică... Să nu fii dezamăgit? Nu, dar dacă mergi odată la superlativ, după asta toată ziua o să trebuiască să te dezamăgești în restul ciorbilor. Păi nu, nu, pentru că vei găsi alte dimensiuni ale gustului. Okay. Hai să trecem, hai să trecem și la alte subiecte. Că la muzică, la ce? Lumea n-a mâncat dimineața, știi? Multă lume pleacă, tu ai mâncat azi dimineața? Nu. Nu. Vezi? Lumea a plecat nemâncată la serviciu, a venit nemâncată pe aici, pe la studio, cu da cu sufletul la gură pentru Carla Dreams. Aole, vreau să întreb, studioul. A fost Valentine's Day, urmează dragobetele, Valentine sau dragobete? Nici în principiu, dar pentru tine. Pentru mine, nici. Eu m-aș nici. Și. Nu, nici. Nici. Dar sunt sărbători frumoase, adică se întâmplă lucruri faine. Și este o ocazie pentru foarte multă lume de a face cumva simbolic ceea ce poate și-ar dori să facă în fiecare zi. Zile. Da, piesa, în fiecare zi. Piesa perfectă pe care o recomand tu de dragobete sau de Valentine's de la Carla Dreams? Nu știu. Așa în opinia ta. Ești altfel. Asta e piesa, ești altfel. Da. Toată lumea spune asta. Care este sărbătoarea pe care tu o sărbătorești cu mare tresăltare de inimă? Zilele din aștia a părinților, a familiei. Aha. Cred că doar astea. Dar iarăși asta zătrează faptul că ne vedem rar. În rest, eu nici ziua de naștere nu o văd ca mare sărbătoare. Tu o sărbătorești pe a ta? Nu, de regulă nu. Și înțelegi cum înainte asta trebuie să fie un eveniment, pentru că nu erau altele. Dar acum îmi pare că trăim într-o lume în care sărbătorirea, autocelebrarea în general este un pic perversă. E adevărat, știi? Da. Și un pic narcisist, așa. Mă bucur când mă felicită cineva, dar nu, hei, astăzi eu este despre mine. Nu, de regulă, ziua de naștere, aniversar personală, este una în care să arăți cât poți, adică da, opulență maximă. Deși atunci când ce o fac asta, alții, da. E flatant. Chiar ce te flatează pe tine cel mai mult? Ce lucruri s-au spus flatante despre, lucruri flatante s-au spus despre tine? Și aici am intrat într-o zonă care mi-a fost un pic strană, pentru că există foarte multe exagerări, respectiv sunt adesea pus într-o situație incomodă. Și nu știu dacă mă bucur asta. Nu-ți plac complimentele? Ținând cont de faptul că sunt foarte exagerate adesea, am un pic de iritație. Dar asta nu înseamnă că nu sunt mulțumitor sau nu apreciez efortul. Toate cuvintele de laudă pentru ad libitum ți-au plăcut? Da, dar acolo e pe merit. Era context, da, corect. Acolo e pe merit, asta e unul. Și doi... Dacă nu ar fi niciun fel de trecere la personal și niciun fel de exagerări, chiar chiar m-ar motiva. Ai savurat tot. Da. Da. Frumos. La ce te-ai gândit când ai creat pe umerii tăi slabi? Nu aș pune o listă pieselor la care să te gândești mult. Piesa a fost scrisă de mult, cred că în primăvară a fost conceptul și așa un start de piesă. Acum și am în cât timp ai făcut-o? Timp util sau... Atunci am gândit-o, cred că prin mai, undeva, după care am mai lăsat-o, am mai făcut-o strofă. Dar vorbim strict de melodie și de versuri, că producția, știm, se mai corijează pe colo, mai durează un pic, dar... Da, vreo săptămână. De melodie strict vreo săptămână. Da, și... că trebuie să o lași să se așeze, pentru că nu putem să fim doar entuziaști acum. Da, și mi-ai zis că prima oară te-ai gândit. Și cum ai gândit piesa? Măi, vreau să fac o piesă pe care să o lansez între
Valentine și Dragobete? Nu, de nu, nu. Piesa între Dragobete și Mărțișor. Piesa trebuia să fie lansată... Îți dai seama că planurile astea se schimbă cu mereu. Uh-huh. Dar trebuia să fie lansată în septembrie, pe acolo. Așa. Acum, clar că ni s-a părut chicios să o lansăm acum. Pe de altă parte, dar, stai. Dar, serios. După ce ne-am gândit că ar fi chicios să o lansăm acum, a venit contraargumentul, hai să nu lansăm pentru că e chicios. Ce tot este un kit și o autolimitare. Și am spus că nu, hai să o lansăm din principiu atunci. Deci eu imaginez acum, așa la Global Record, știu, un panou de comandă cu multe butane, cum are domnul King Jong-un, cu lansator și... Da, da, pentru noi nu mai este un eveniment atât de mare. Nu, N-ai văzut la etaj? Da. Am dus acolo, la voi, la Global. Ah, da, că mi-a adus aminte, da. Mi-a dat Radu studioul. Frumos. Da, e frumos, e făcut cu gust. E verde, da. Spune-ne, te rog frumos, dacă în dimineața asta ar fi să dedicăm cuiva piesa asta, nu neapărat cuiva, generic cuiva sau un eveniment sau un noi lucru frumos, cuiva frumos, cui am dedicat piesa asta pe care o să auzim în două minute? Unui viitor în care... cuvântul feminism să fie arhaism. Arhaism? Mm-hmm. Nu susții mișcarea? Nu, să fie arhaism în sensul faptului că să nu mai fie necesar. Adică mm-hmm. Să fie deja all solved. Da, să fie ceva de domeniul trecutului, adică da. Ceva normal... Exact cum da. E acum, nu știu, cum vorbim acum despre multe alte lucruri. Nu știu, noi suntem și ne dădeam... Și ni se par normale, naturale, da. ni se par tabu până la urmă. Da. Prima oară când mi-am dat drumul pe 98.3 FM, stăteam de vorbă cu Răzvan și ziceam, zic, măi, eu cred că s-a gândit la toate femeile care fac o mulțime de lucruri și niciodată nu se plâng. Da, sunt foarte multe chiciuri în piesă, iarăși, dar... De ce zici chici? Ce se pare chici? Uite, dă-ne un exemplu, uite, asta e chici. N-ai cerut nimic în schimbul dragostei, este chici. Deci umeri... că e adevăr. Asta nu înseamnă că nu e adevăr, dar este chici. Adică clișeu mai degrabă, da. Nu chici, chici nu, e altceva. Mă rog, da, el nu e clișeu, okay, da. Clișeu, bun. Pe umerii tăi slabi este clișeu. Să-ți pierzi puterea când nu te vede nimeni este clișeu. Clișeu, da. Piesa este plină de clișei. Dar... Dar altfel spuse, nu știu. Cumva așa și nici nu s-a ascunse. Hai să ascultăm piesa, revenim imediat și povestim despre... Facem psihanaliza textului. Okay. Pe umerii tăi slavi am auzit Carla's Dreams pe 98.3 și online pe bucureștefm.ro. De altfel, Carla's Dreams în studioul București FM. Vă dăm și glas, domnul Vari. Vă mulțumim. Da. Cu mare plăcere. Să fac un backing la piesă. Știi că și așa rând trecut a zis că suntem amândoi praf și că nu am putut să scoatem o piesă. Nu s-a schimbat nimic. Deci în piesa asta, ca să, dacă am ascultat și dacă am înțeles foarte bine cât mă duce pe mine inteligența, este vorba despre femeia Atlas. Atlas, da, aceea cumva, figură da. Mitologică, da, știi, da, da, ține pământul. Da. Na, nu știu. Probabil, da. Într-un fel și Atlas tot. Femeia pentru mulți bărbați joacă rolul morții cumva. De ce? Dumnezeule. Pentru că dai sens vieții. Adică da, e adevărat. În multe privințe, nu vorbesc acum despre nu fac o generalizare. Dar ești adeptul teoriei conform căreia nașterea este drumul sigur către moarte. Da, eu aș părea pe asta, da. De asta putem fi siguri, sigur. Da, dar uite, femeia dă naștere, dă viață. Femeia dă naștere. În general, e... E adevărat, cu ajutorul bărbatului. Sau hai mai... să nu intrăm în detalii. Da, okay. Da, nu știu, ar fi complicat fără femei, da. Ar fi... Da. Uite, avem o mulțime de întrebări. Da. Uite, Alexandra Ropotică întreabă, mai urmează vreo colaborare cu Blacklist? Nu știu dacă o să lucrăm cu ei. Dar cum s-a întâmplat chestia cu Blacklist, proiectul? Noi ne cunoaștem. Da. Nu cu toți, cu doi. Așa. Și oricum faci sharing muzical, fac asta. Am văzut colaborări, da. Și joacă. Dar acum dă-mi voie mie să scurtez întrebarea și să o transform într-o alta. Mai urmează vreo colaborare? Nu cred. CSD, ai de un fit cu cineva? Da.
Eu știu ce petiție online fac. Fac o petiție online, Carla's Dreams featuring Ed Sheeran. O, Doamne, ar fi... Îți place fenomenul? Ți-ar plăcea? Wow. Nu, serios. Da, îmi place până la o profundă frustrare. Pentru că ceea ce a făcut omul ăsta la 26 de ani e imposibil. Eu am văzut, ai văzut în poza la dânsul la concert? Să ieși pe stadion singur. Da. Cu o chitară și cu un sampler, da, trebuie să ai... Și să fii number one de vreo un an și jumătate cu orice, scoți cu o chitară și cu un sampler. Și pe merit. Adică nu-i ca și când îi... It's not a product, it is a product. Uite, dar salută... e un produs foarte sincer, adică... salută Iustina Ispas. Uite, și Victoria Cușniv te foarte mult. Victoria Cușniv, salută. Bună dimineața, colega. Neață, da. E colega noastră de la Radio Chișinău. Da, uite, Alexa Manole întreabă, te simți intimidat în prezența cuiva? Sunt multe persoane și multe cazuri în care aș putea fi intimidat, dar rar se întâmplă. Dar ar putea să se întâmple, da. Nu-i... Și uite, Irina întreabă altceva, Irina Aldea, când vor apărea piesele Confesiune și Ai mei? Ia zi. Confesiune cred că s-o redenumim, cumva. Ai mei mai lucrăm, avem o variantă, nu-mi place. Mhm. Confesiune cred că e aproape gata. De unde știu fanii atâtea detalii? De unde fac rost de atâta detalii? De faptul că se lucrează la o piesă care s-ar putea numi Confesiune? Noi am făcut un fel de prelansări, nu știu cum să-i spun. Un fel de preview. Da, un fel de preview, da. Da. Ce părere aveți? Da, exact. Și chiar contează, pentru că, mă rog, asta nu înseamnă că dacă nu ar plăcea, n-am lansat-o. Uh-huh. Dar, na, ne facem și noi o idee. Nu-i... Câți follower ai pe Instagram? Nu știu. Nu eram sigur că o să spun nu știu, pentru că l-am întrebat puțin mai devreme. Eram curios că nu. Care este hashtag-ul de pe Instagram? Da. Serios că nu știu. Nu, Carlos Da. Uite, Roxana Alexandru te întreabă, ce fel de cărți preferi să citești? Beletristică, filosofie sau biografii? Ia. Din păcate, pentru mine, nu citesc cărți de ceva timp. Am o listă de 100 de cărți pe care mi-am propus să le citesc în următorii câțiva ani. Așa. Nu am reușit să o fac. Sper să reușesc. Este un serviciu, o să ți-l dăm după aceea. Îți face rezumatul la orice carte vrei tu. Dar nu-ți dezvoltă imaginația și vocabularul. Da. Acolo e o altă poveste. Eu asta fac acum. Eu citesc rezumate și... Există aplicații, da. Da, pentru orice artist de rangul tău, orice artist mare care își ocupă majoritatea timpului cu concerte, cu producție, cu compus, cu creație și așa mai departe. Pentru orice artist e foarte greu să ducă toate astea și, nu știu, se adună într-un soi de oboseală care se tratează cu o sumă de vicii. Așa, dar problema e un pic alta. Problema este în lipsa... Ai vicii? Am, sigur că am. Din păcate, prea multe. Problema este în faptul că timpul, limitarea asta de timp îți limitează, accesul la experiențe externe. Okay. Ceea ce îți blochează sau îți limitează iarăși creativitatea și imaginația. Și atunci cum faci? Și atunci vin viciile. Vin viciile. Ce vicii ai? Ce vicii ai? Multe, n-aș vrea să vorbesc despre... Mai ales despre vicii, da? Eu, spre exemplu, după perioada foarte stresantă, încep să mănânc de 3 ori mai mult decât mănânc de obicei. Și de obicei mănânc mult. Nu am acest viciu. Mie pare că noi suntem mai tot timpul stresați din punctul ăsta de vedere. Tu poți să-ți cauți ce scuze vrei. Fii atent. Tu, pur și simplu, ești mâncăcios. Da, sunt. Mulțumesc, se vede. Hai să spunem pofticios. Pofticios. Uite, pe mine m-a întrebat cineva, cum arată o zi obișnuită din viața ta? Adică te trezești la ora anume, de regulă? Sau... Nu am, din păcate, iarăși, din păcate, nu am un regim strict bun. Așa? Sănătos. Sănătos, nici pe departe. Deci mergi la somn la ora la care se trezesc alții? Adesea, da. Da, lucrez noaptea pentru că, nu știu, așa am deprins. Am înțeles că muzele merg noaptea, prin centru vechi. Da. Da, noaptea e mai simplu. Noaptea e mai simplu din foarte multe privințe. Mă rog, nu până la 9 dimineața. Așa? 4, 5. Și dormi 2 ore, 4 ore, 8 ore sau mai mult? Încerc să dorm... 20% din cât lucrez.
Mhm. Au, mami, stai ce răspuns. Și încă o întrebare care mi-a macină pe mine. Ți-e la fel de greu să te strecori atunci când you have a life? Când vrei să ieși în centru vechi? Când vrei să ieși la o bere cu prietenii? Sau, mă rog, orice alt lucru care te relaxează? Nu, nu este o problemă atât de mare dacă nu ești singur. Ah, ok. Nu neapărat toată lumea trebuie să vorbească. Da, corect, da. Deci tu când te duci, spre exemplu, să-ți cumperi lapte, ouă, brânză, pâine, tu plătești la casă și îi spui... Și nu spui nimic. Nu se vede ce e acolo. Dar când te duci la ANAF, ce faci? Nu mergi tu la ANAF, ANAF-ul vine la tine. Mă rog, nu e bine că ANAF-ul să vină la tine, că nu mai se întâmplă vremea perceptorilor. N-am fost niciodată la ANAF. Totul e bine în sensul ăsta. Deci ai o viață liniștită atunci când vrei să-ți desfășori. Dar uite, știi că a fost acea perioadă în care toată lumea era curioasă. Mamă, cum arată el de fapt în realitate? Cum? Și au fost o mulțime de teorii, ipoteze. Și toată lumea, și la un moment dat, noi am întrebat: mă, de ce vă interesează atât? Omul vrea să aibă o viață normală în afara scenei și cu asta basta, punct. Îl iubiți, da, respectați dorința, punct. Da, și noi mereu am fost siguri că la asta o să ajungă, la asta s-a ajuns. Au fost oameni sceptici în sensul ăsta, care spuneau că noi supraapreciem cumva loialitatea publicului larg. Dar uite că nu e așa. Și publicul, chiar dacă e larg, este și înțelept. Așa că... Dar uite, acum serios, crezi că la un moment dat din viața ta, da, peste 15.000 de ani, o să renunți la picturile de pe față? Nu, o să renunț la proiect și la muzică. Și acum serios, da. Te-ai gândit vreodată să renunți la muzică? Nu neapărat la proiectul care l-ați renunț, la muzică? La proiect, sigur. La muzică, nu știu, acum nu, pentru că îmi place lucruri de studio. Adică mă relaxează, de la asta s-a început până la urmă tot. Suntem mai mulți oameni care primim plăcere în chestia Dar asta. În momentul în care vei renunța la proiect, vei spune: da, mă, eu am fost? Nu. Îmi pare de prost gust. Foarte bine. Cine îți face machiajul, întreabă cineva? Astăzi eu, dar nu mereu le facem singuri. Lucrăm și cu profesioniști din domeniu. Ceea ce vedem noi pe fața ta, de fiecare dată altceva, că am stat și te-am urmărit. Dar noi am mai spus despre chestia asta. E ca vinul sovietic, machiajul ăsta. Exact. Niciodată la fel. Da. Aceeași marcă, două sticle identice, vinul total diferit. Spune, semnifică ceva? Ca asta vreau să întreb. Nu. Dar te-ai inspirat de undeva? Noi încercăm să facem o chestie. Că semeni așa cu dansul norilor, știi? Uneori. E urât un pic, dar pe noi ne amuză. Noi, dacă, de exemplu, mergem undeva unde există niște culori, da? Iată, la... de exemplu, să spunem că la București FM... aveam albastru. Era să fie albastru, da. Păi noi căutăm care este antipodul București FM. Da, da. Pe cine voi cel mai tare nu iubiți. Așa. Da. Și ne mai chemăm culorile lor. Da? Da. Și oricum, din cauza că sunteți ospitalieri, trebuie să facem și poză împreună. Deci astăzi ce să înțeleg eu astăzi? Că are și roșu și verde. Dar uite, nu are vișiniu. El e rapidist. Întrebare pentru tine, Carla Zrims, care e culoarea preferată? Nu am o culoare preferată, dar îmi place... Mă rog, vaiv. Îmi place violetul. Și purtul, când ai următorul concert și unde? Nu știu. Mergeți în Moldova. Da, corect, în aprilie, dar următorul îmi pare că e Roma. Roma, Italia. Roma nu apărea pe agenda voastră. În străinătate, pe unde ați mers? Pe unde merge toată lumea. O să mergeți în Canada? Da. Da, ok, bun, merg în Canada. Uite, ai salutări și din Kazahstan, de la Tatiana Larina. O salutăm. O cunoști? Zdravstvui, Tatiana. Așa. Pe acolo n-ați ajuns? Ba da, am fost în Kazahstan, în Astana. În ce țări n-ai ajuns, nici măcar ca turist, și ți-ar plăcea să mergi? Asia Centrală. Africa, unde mai exact? Africa din Nord, în țările post-sovietice aș vrea să merg. Dar Asia, Kazahstan, în Kazahstan am fost, tot în afară de Kazahstan. Kârgâzstan, Azerbaijan, Armenia, aș vrea să vizitez Georgia. Te uiți la Eurovision? Nu mă interesează acest concurs din
nicio perspectivă. Dar au cântat băieții de la Adlibitum la Sighișoara, în Salina. N-ai văzut scena din Salina? A fost foarte frumos. Eu sunt sigur că e frumos, eu nu vreau nici într-un caz să înțeleagă ca o lipsă de respect sau... Dar concursul în general îmi pare, în ultima perioadă, vorbind acum de ultimii 5-10 ani, irelevant. Dar în ultima perioadă. Da. La un moment dat l-ai urmărit. Nu l-am urmărit când a cântat ABBA Waterloo, de exemplu. Nu, da? Și când s-a născut, când ceva s-a întâmplat acolo. Da. Johnny Logan. Dar pot să mă uit la un rezumat, iarăși, ca și cu cărțile. Acum 10 ani, 15 ani, te-ar fi tentat să depui o piesă la Eurovision? 10-15 ani în urmă, da, cred că da. Dar există concursuri pe care le urmărești, în afară de cel pe care îl jurizezi? Ci că nu nici pe acela nu-l urmăresc. Nu prea. Hai să întreb eu altfel. Cum ți-e pare Vocea României? Vocea României îmi pare pompoasă. Îmi pare pompoasă în sensul faptului că este prea mult laudă și regie. Ca și producție, în schimb, îmi pare absolut superbă. Deci imagini, sunet, e sărbătoare. Și cum e la Vocea României, e sărbătoare. Uh-huh. Și cum e X-Factor din canapea de acasă de la tine? X-Factor este comparativ cu Vocea? Nu neapărat. Cum e? X-Factorul este mai aproape de realitate? Cum să spun realitate? El e mai viu. Mai natural. Mai natural. Mai firesc, da. Ambele sunt formate vechi. Da. Și X-ul și Vocea. Și așteptăm, sperăm să și în televiziunile din România să adopte cât mai curând. Cum trăiești momentele în care pe scenă apar oameni antitalent? Da, cum să... Am văzut reacții, fel și fel de reacții la tine. Pentru mine punctul cheie în sensul ăsta este bunăvoința și normalitatea. Întrebare, când lansezi eu următoarea melodie? Nu azi. Întreabă cineva. Uite, și, dar și o să lansăm. Eu sunt Porta Vocea. Câteva piese o să lansăm. Câteva piese pentru online. Și pentru online. Și pentru online. Pentru că nu mai avem foarte mult timp și mai vreau să ascultăm piesa asta o dată, de la cap la coadă. Vreau să te uiți acolo la cameră și să le transmiți un mesaj celor care te iubesc, te ascultă, celor care te ascultă în fiecare zi, te poartă cu ei. Uite, merg după tine la orice radio, la orice televiziune, vin la concerte și iubesc Carla's Dreams. Pentru oamenii care susțin proiectul sub orice formă, avem doar mulțumiri, credeți-ne că asta ne ține vii și interesați în dezvoltare. Chiar dacă vă promit că o să facem și greșeli. Mi-a plăcut în stilul lui. Da, ai uitat să zici, vă cuprind. Vă cuprind, da, vă cuprind tot. Atât. Și noi pe voi până luni dimineața la 6:30. Bye bye, weekend frumos. Mulțumim. Be smart. Be cool. Be fresh. Be FM.